Așa a vorbit Domnul oștirilor. Faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Este o poruncă care o găsim pe paginile Sfintei Scripturi și o poruncă care vine de la Dumnezeu. Dar dacă ne uităm în istoria omenirii, dacă ne uităm în viața noastră, observăm că această poruncă a lui Dumnezeu de foarte multe ori a fost călcată în mod grosolan, aș putea să zic, și oamenii s-au purtat fără niciun fel de bunătate și cu foarte multă răutate. Știți ce sărbătoare este astăzi, fraților? Cei care ați făcut istoria pe vremuri, ați învățat că 14 iulie e la Jour de Bastille, adică ziua Revoluției franceze, atunci când bunătatea a fost înlocuită cu ghilotina. Oamenii strigau libertate, egalitate, fraternitate și din asta au adunat munți și munți de capete de oameni tăiate. Asta a fost dreptatea și bunătatea lor. Dacă ne uităm de-a lungul istoriei, vedem cum războaiele și ura oamenilor a produs atâta nenorocire și atâta dezastru. Dacă ne uităm la noi, la poporul român, găsesc într-un mod așa glumeț o vorbă pe care o au românii, zice că oamenii se împart în trei categorii. Știți care sunt cele trei categorii? Sunt oameni buni, deci după părerea noastră românilor sunt oameni buni, apoi sunt oameni răi și șoferi. Și mai e un cântec românesc care se cântă pe undeva pe țara Oașului, prin Maramure, zice că așa beau oamenii buni. Oare oamenii buni stau la dezmăți? Stau la destrăbălare? Este o părere foarte, foarte twisted, greșită, pe care au oamenii despre bunătate, ce înseamnă bunătate. Dar mi-aduc aminte, așa cum am zis din istorie, de un moment luminos, în 1859, la Unire. Știți că Unirea s-a produs prin alegerea aceluiași domnitor și în Moldova și în țara românească. Și știți care a fost cuvintele lui Cogălnicianu la instalarea lui Cuza în țara românească? Fii bun, Maria ta, fii bun. Oamenii caută bunătate, oamenii caută oameni buni și se feresc de oamenii care sunt răi. Dar din nefericire, dacă ne uităm la experiența de zi cu zi, chiar și oamenii buni sunt de fapt falși în bunătatea lor, că probabil au un interes undeva. Mă uit la David. David spunea lui Mefiboset, sau spunea poporului când căuta pe cineva care a rămas din familia lui Saul ca să-i facă bine. Zicea David, vreau să mă port cu el cu bunătatea lui Dumnezeu. Dar dacă ne uităm la evenimentele următoare, ulterioare, oare s-a purtat David cu bunătatea lui Dumnezeu cu Mefiboset? Chiar dacă l-a pus să mănânce la masa lui, când n-a fugit cu el din Ierusalim, l-a pedepsit, a dat averea lui slujitorului lui Țiba, spune cuvântul Domnului. În final s-au făcut împăcări acolo, dar chiar și în bunătatea aceea, când David se uita la Dumnezeu și spune, wow, ce bunătate, vreau să mă port și eu la fel, nu se poate. Pentru că bunătatea lui Dumnezeu este o bunătate unică. Și dacă vorbim despre bunătate, noi ca oameni nu putem să o avem despărțiți de Dumnezeu. Pentru că bunătatea noastră va fi o bunătate impură, pentru că va avea și alte interese, și va fi o bunătate incompletă. Bunătatea adevărată o găsim, așa cum spune Pavel în Galateni, capitolul 5, versetul 22, ca și roadă, ca și acest cluster de roade a Duhului Sfânt. Începe cu dragostea, apoi continuă cu bucuria, în momentul când iubești, ești plin de bucurie. Apoi continuă cu pacea, pentru că un om bucuros și un om care are dragoste, are pace în inima lui. Apoi continuă cu îndelunga răbdare, despre ce s-a vorbit aici în zilele trecute, săptămânile trecute. Și astăzi avem în fața noastră bunătatea. Pentru că bunătatea lui Dumnezeu e cea care trebuie să fie modelul nostru. Oare cum a iubit Dumnezeu? Pe paginile Sfintei Scripturi găsim modul în care Dumnezeu a iubit și ne amintim de ceea ce spune El în Ieremia, în capitolul 31, versetul 3.
Acolo Dumnezeu spune așa: Domnul mi se arată de departe și spune: te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Oare cui vorbea Domnul aici? Unor oameni sfinți, neprihăniți, niște oameni care erau așa unul și unul? Nici de cum. Vorbea la niște oameni răzvrătiți, niște oameni care au respins toate cuvintele care Dumnezeu le-a vorbit oamenilor acestora prin prorocul Ieremia. Și totuși Dumnezeu arată acestor rebel că el își păstrează bunătatea lui față de ei. În Luca, în capitolul 6, versetul 35, cuvintele Domnului Iisus ne spun ceva foarte, foarte interesant. Bunătatea nu trebuie arătată doar față de cei care ne fac binele, față de cei care ne iubesc, față de cei care ne aprobă, ci Domnul Iisus spunea: voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb. De asemenea, în Matei, capitolul 5, versetul 45, Domnul spune că El lasă îndurarea Lui și peste cei buni și peste cei răi. Și dați-mi voie să citesc cuvântul de aici, ca să spune așa din versetul 44: dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, pentru că El face să răsară soarele Său și peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Modelul nostru este Domnul Iisus Hristos, Cel care a lăsat totul pentru noi, a dat totul până la moarte, spune cuvântul Domnului, că a fost ascultător, pentru că El ne-a iubit cu o adevărată iubire. Bunătatea Lui s-a arătat față de noi într-un mod desăvârșit, binecuvântat să fie numele Lui. Apoi în Romani, capitolul 2, versetul 4, cuvântul Domnului ne spune că bunătatea Lui Dumnezeu are un scop foarte precis. Bunătatea lui Dumnezeu nu e ca să fim noi să ne batem în piept că suntem grozavi, suntem noi mai altfel decât ceilalți. Ci bunătatea lui Dumnezeu spune, te îndeamnă la pocăință. Frații mei și surorile mele, asta trebuie să învățăm noi din acest cuvânt, pentru că Dumnezeu, prin harul Său, ne-a arătat de fapt, prin bunătatea Lui, ne-a arătat bogăția harului Său față de noi oamenii. Spune în versetul 6 din capitolul 2 din Efeseni: El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului Său în bunătatea Lui față de noi, în Hristos Iisus. Așa cum spuneam mai înainte, bunătatea este o roadă, dar roada aceasta nu poate fi produsă în afară de Iisus Hristos. Așa cum ne spune Apostolul Pavel în Coloseni, noi am murit împreună cu Hristos și viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața noastră ne va arăta și noi împreună cu El. Deci dacă noi suntem în Hristos, dacă viața noastră este în Hristos, atunci această roadă a Duhului se va manifesta în viața noastră și vom fi cu adevărat niște oameni care vom aduce multă roadă, așa cum spunea Domnul Iisus în Ioan capitolul 15, unde zicea că dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, veți aduce multă roadă, spunea Domnul Iisus Hristos, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dragi frați și surori, ca și o concluzie în această introducere, ca să zic așa, este important să înțelegem că noi suntem oameni răscumpărați, care am fost scoși din felul de șir de viețuire, am fost aduși în împărăția lui Dumnezeu, suntem membri în familia lui Dumnezeu, suntem copiii lui Dumnezeu. Domnul Iisus este, spune Apostolul Pavel în epistola lui către Corinteni, primul rod, cel din tâi înviat dintre cei morți, pârga celor adormiți. Noi, fiecare dintre noi, suntem un rod ai suferinței Domnului Iisus Hristos. Iar ca oameni care avem această bucurie să fim rodul suferinței Domnului Iisus Hristos, El ne-a dat Duhul Său cel Sfânt care să locuiască în noi, care să fie cu noi, care să ne îndrume și să ne călăzească în tot adevărul Lui și care produce în noi în această roadă a Duhului, care este bunătatea. Fie ca Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi să fim oameni buni. Amin.
Nu așa cum au fost unii care s-au numit ei însăși buni, binefăcătorii oamenilor, a popoarelor. Și de fapt au fost oameni care s-au interesat doar de problemele lor personale și nu i-a interesat altceva. Aș vrea acum să mă uit la cea mai grozavă, aș putea să zic așa, iertați-mă pentru cuvântul ăsta, că grozavă e cuvânt de afară, din Scriptură este extraordinar. Cea mai extraordinară ilustrație, aș putea să spun, a bunătății pe care o găsim, și care cel puțin eu am găsit-o, dumneavoastră cu siguranță că ați mai găsit și altele, dar eu văd pilda Samariteanului Milos, cea mai deosebită ilustrație cu privire la bunătate pe care o găsim în Sfânta Scriptură. Și așa după cum s-a citit textul acesta, îl știm de fapt foarte bine, pentru că adeseori s-a vorbit aici în biserica noastră despre această pildă. Și în pilda aceasta găsim de fapt patru tipuri de oameni. Am putea să ne uităm la ei și să ne uităm în jurul nostru și să identificăm și acolo, dar așa cum spunea cineva, noi nu suntem inspectori de roade, noi suntem producători de roade. Deci noi fiecare trebuie să ne analizăm pe noi înșine în lumina cuvântului, să vedem dacă nu cumva se uită vreunul dintre aceștia patru pe care o să-i enumerez mai jos în oglinda de la noi, dacă nu suntem cumva parte din acest grup. Dacă ne uităm aici, în primul rând observăm că este o grupare care aș putea să o numesc egoistă și ostilă. Aceștia sunt tâlhari. Pe ei nu i-a interesat binele omului care trecea pe drum, nu i-a interesat altceva decât să-și umple ei buzunarele. Au făcut tot ce le-a stat în putință ca să-și atingă acest scop. Era scopul lor personal. Niște oameni egoiști, niște oameni care s-au aruncat asupra acestui călător, l-au jefuit, l-au lăsat aproape mort. Aproape că i-au luat și viața omului acestuia ca să atingă scopurile lor. Și este un text în Sfânta Scriptură, în Iacov, în capitolul 4, care ar trebui să ne tragă un mare semnal de alarmă. Nu cumva ne încadrăm și noi aici. Ascultați ce spune Iacov în capitolul 4, versetul 1, 2, 3. De unde vin luptele și certurile dintre voi? Oare sunt lupte, certuri între noi? Iacov le identifică și zice, nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți, sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău, cu gândul să risipiți în plăcerile voastre. Privind la aceste cuvinte ale apostolului, ale lui Iacov, și uitându-mă la lista pe care Pavel ne-o dă în Galateni, aproape că găsesc toate aceste fapte ale firii pământești enumerate aici. Un om egoist, un om ostil, va fi un om care nu-l interesează de celălalt. Este un om care nu trăiește sub legea lui Hristos. Și îmi place așa de mult să mă uit la ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos, adică ce spunea Pavel și se referea la legea Domnului Iisus Hristos. Zice, purtați-vă sarcinile unii altora, în Galateni capitolul 6, versetul 3, și veți împlini astfel legea lui Hristos. Dacă vreunul crede că este ceva și măcar că nu este nimic, spune, se înșală. Fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude, numai în cel privește pe el și nu cu privire la alții, căci fiecare își va purta sarcina lui, spune aici. Discutam dimineața cu un frate și m-a întrebat, ai ieșit la pensie? Și am zis, da, ai meritat, merit să ies la pensie. Am zis, nu merit. Și atenție, frați și surori, noi nu merităm nimic, absolut nimic, rețineți. Ce merităm noi este să ni se umple fața de rușine. Atât. Singurul nostru merit. Toate celelalte merite sunt ale lui Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Căci doar prin harul Lui suntem ceea ce suntem. Doar prin harul Lui suntem copiii Lui
suntem răscumpărații Lui. Faptele bune pe care El le-a pregătit mai dinainte sunt cele pe care noi trebuie să le facem și în care să umblăm. Pentru că, așa cum zicea Apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul 2, pentru ca să nu se laude nimeni, spunea el aici, suntem lucrarea lui Iisus Hristos. Noi am fost zidiți în El mai dinainte ca să umblăm în faptele pe care El le-a pregătit pentru noi. Asta așteaptă Domnul de la noi, ca să umblăm în ceea ce El a pregătit mai dinainte pentru noi. Oamenii din lume și în unele locuri se propovăduiește lucrul acesta. Cred că prin fapte pot să-și câștige mântuirea. Faptele sunt ca urmare a mântuirii. Eu fac fapte bune pentru că sunt mântuit, nu pentru ca să fiu mântuit. Dumnezeu este Cel care ne pune în situații în care bunătatea noastră se poate să fie manifestată. Ne pune în situații în care noi putem să arătăm, să demonstrăm prin trăirea noastră, prin viața noastră, prin acțiunile noastre că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Haideți să ne ferim de categoria asta de oameni, oameni egoiști, oameni ostili, care vor totul pentru ei. Nu contează metodele, nu contează metoda, contează doar scopul final, să-și atingă el țelul lui. Așa au făcut acești tâlhari care s-au aruncat asupra samariteanului pe drumul spre Ierihon. Pe drumul acela trecea un preot și un elevit, ne spunea Domnul Iisus. Preotul, când a văzut pe omul acela, a trecut înainte pe alături. Omul ăsta n-a făcut altceva decât să-și manifeste indiferența. Oh, văd eu de drumul meu. Fără cea mai mică compasiune, cât de cât, dacă s-ar fi apropiat de el, eventual să-i dea să bea ceva apă, că în arșița zilelor de acolo era probabil primul lucru care acest om avea nevoie. Preotul, indiferent, a trecut pe lângă el. Pun astăzi o întrebare practică. În adunarea noastră au fost anunțate câteva zile de jertfă, zile de post pentru fratele nostru Andrei. Ce ai făcut în ziua aceea? A fost o zi normală ca celelalte, a trecut? Ai fost indiferent? Sau ai stat înaintea Domnului și te-ai rugat pentru fratele tău, pentru fratele nostru? E doar o întrebare. Fiecare ne putem da răspunsul în dreptul nostru. Apoi vine levitul. Trece și el pe acolo, când a văzut, a trecut înainte pe de alături. Pe ăsta l-aș putea numi un legalist. Omul ăsta caută scuze. A trecut pe acolo, dar zice, cum să mă implic eu aici? Eu sunt drum, am o destinație. Dacă mă opresc aici, nu mai ajung la timp, la lucru. Nu mai ajung la timp, la întâlnire. Nu mai ajung la timp, la destinație. Oameni care pun înainte interesul lor. Sunt oameni legaliști. Apoi, probabil când se face un anunț pentru o coletă, zice, oh, nu pot să dau pentru că datorile mele sunt mari și acum mă lupt ca să scap de datorii, nu pot să dau de data asta. Sau când trebuie să spui o vorbă undeva, zici, oh, nu pot să spun vorba asta, că probabil o să mă ia în râs cei de lângă mine. E vorba de mărturisire, dragii mei. Noi trebuie să fim niște evanghelii vii și am tot menționat aici ce spunea Francis d'Assisi cu ani în urmă. Predică, spunea el, în orice împrejurare, folosește orice metode, folosește și cuvinte dacă este nevoie. Deci predicarea noastră, trăirea noastră, evangelizarea noastră, nu trebuie să fie doar de aici, de la amvon sau, știu eu, într-un cadru mai aparte, ci noi trebuie să predicăm pe Iisus Hristos în orice împrejurare, prin trăirea noastră, prin umblarea noastră, dragostea noastră față de oameni, bunătatea noastră, pacea pe care o avem în inimile noastre, ca roada Duhului Sfânt. Acestea trebuie să fie evidente în viața fiecărui credincios. Și aceasta este Evanghelia noastră a fiecăruia. Oriunde ne găsim, dragii mei, frați și surori, cuvântul, Pavel ne spune despre armătura lui Dumnezeu și a doua armătură, zice, picioarele să fie încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Ce înseamnă Evanghelie? Veste bună.
Deci picioarele noastre, oriunde calcă, să aducă vestea bună a păcii, oriunde mergem să fie, să rămână în urma noastră pace, bucurie, dragoste. Să nu lăsăm în urma noastră plânset, bocet, vaiet, întristare, supărare, ură, ci să fim oameni care în urma noastră lăsăm ceva ce este o binecuvântare. În urma acestor trei, tâlharii, egoiști, preotul indiferent, levitul legalist, apare un al patrulea personaj pe această scenă descrisă de Domnul Iisus. Și acesta este samariteanul căruia i s-a făcut milă de omul căzut între tâlhari, spunea Domnul Iisus în versetul 33. S-a apropiat, i-a legat rănie și a turnat peste ele un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui și l-a dus la un han și a îngrijit de el. Dacă ne uităm la acest om, vedem că bunătatea lui acționează. Bunătatea din inima lui nu l-a lăsat să treacă indiferent, nu l-a lăsat să se uite la, chiar dacă nu era ceas atunci, dar să se uite la soare, să vadă că e spre asfințit și să se grăbească ca să ajungă și el la destinație. Omul acesta s-a oprit pentru că i s-a făcut milă de el. Dragostea aceasta a intrat la slujire. Spune că i-a legat rănile. Dragostea aceasta a fost darnică. Omul acesta a dat din ce avea. A dat din vinul lui, a dat din unde lemnul lui. Omul acesta i-a purtat de grijă cu un cuvânt. Merge un pas mai departe. Putea doar să se oprească lângă el și să îi dea puțină apă să bea, să zică, ok, îți revii tu, să se ducă mai departe. Dar omul acesta este un om care a făcut ceva. Omul a acționat. Omul avea în el dragoste, milă. Omul acesta a acționat pentru că bunătatea este cea care acționează, nu stă indiferentă. Apoi mai vedem aici un aspect. Bunătatea riscă. Nu se știe unde erau tâlharii care l-au bătut pe acel om, pentru că omul era încă în viață, încă nu era mort. Acest samaritan nu și-a pus problema, oare nu vin tâlharii să mă atace și pe mine? Omul acesta, aș putea să spun că și-a pus viața lui în joc. Și acum, prin comparație, aș vrea să facem o paralelă cu ceea ce un alt personaj din Sfânta Scriptură găsim că a făcut. În Filipeni, în capitolul 2, capitolul 2, versetul 6 la 8, spune în felul următor, el, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie ca Dumnezeu. Cine e ăsta? Cunoașteți personajul? Este Iisus Hristos, dragii mei. Și s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. Toți care s-au uitat la Iisus au zis, oh, e un om. Fiul lui Iosif și Maria, cum îl numeau ei pe vremea, fiul tâmplarului. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Exact ca și samariteanul milos. Domnul Iisus este cel care a riscat viața lui, a riscat slava lui și a venit aici între tâlhari. Și într-adevăr, tâlharii sunt cei care în sfârșit l-au pus pe cruce și unul dintre tâlhari sunt eu, unul ești tu și tu. Noi suntem cei care l-am pus pe Domnul Iisus pe cruce. Aleluia. Dar în dragostea și bunătatea lui a riscat totul pentru mine și pentru tine, binecuvântat să fie numele lui. Bunătatea lui Dumnezeu este cea care ne cheamă la pocăință. Pentru că în bunătatea lui Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos ca să moară pentru mine și pentru tine, fratele meu și sora mea. Asta a făcut Dumnezeu pentru noi. Apoi vedem că omul acesta nu numai că este milos, nu numai că riscă, nu numai că acționează, dar plătește un preț.
Spune că s-a apropiat de el, i-a legat rănile, înseamnă că a folosit niște bandaje pe care le-a avut el acolo sau o haină de-a lui pe care a sfârșiat-o ca să lege rănile omului. A turnat pe ele un de lemn și vin. A turnat vin să dezinfecteze rănile acelea, să evite o infecție ulterioară. A turnat un de lemn ca să îi micșoreze durerile, să-l anestezieze în termenii noștri de acum. Și nu numai atât. Spune că după ce a făcut lucrul acesta, l-a pus pe dobitocul lui, pe animalul lui de povară și l-a dus la un han și a îngrijit de el. Omul acesta a cheltuit din ce era a lui, din bunurile lui, pentru un necunoscut, pentru un om care era în nevoie. În Luca, în capitolul 12, în versetul 33, Domnul Iisus spunea, începând cu versetul 31, dați-mi voi să citesc, căutați mai întâi împărțirea lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Vorbind despre mâncare, îmbrăcăminte, adăpost, și Domnul spunea, nu te teme, turmă mică. Cine este turma mică? Faci parte din turma aceasta mică? Eu cred că da. Eu cred că da și vreau să fac parte din această turmă mică a lui Hristos. Dacă o să vă duceți în Seattle la un stadion, o să vedeți o mulțime care e de 100 de ori mai mult decât suntem noi aici, probabil, dacă nu mai mult. Aia e turma mare. Turma mică este aici, în locuri unde se cheamă numele Domnului. Și Domnul spunea, nu te teme, turma mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. În bunătatea Lui, Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, a făcut tot ce trebuie ca noi să putem să intrăm în împărăția Lui. Și El ne dă cu plăcere împărăția. Zice, vindeți ce aveți și dați milostenie, faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în cerul unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molima. Căci unde este comoara voastră, acolo este inima voastră. Cu alte cuvinte, Domnul ne spune aici, fii generos, fii gata să întinzi mâna atunci când este nevoie. În capitolul 6, cu versetul 38, tot de aici din Luca, Domnul Iisus spunea, dați și vi se va da. Ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va revărsa pe deasupra, căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Domnul este acela care ne cheamă să apreciem pe cei de lângă noi, pe frații noștri. Spune să priviți pe frați, pe cei de lângă voi, mai presus decât voi, spune Apostolul Pavel în Filipeni, în capitolul 2. Apoi, cuvântul Domnului ne cheamă să nu trăim doar pentru noi, ci să iubim pe frați, să iubim pe cei din jurul nostru și să trăim în așa fel încât dragostea lui Hristos să fie manifestă în viața noastră și Evanghelia noastră, predicarea noastră să fie cu adevărat o predicare care se manifestă în acțiunile pe care noi le întreprindem. Un lucru care l-am observat aici la acest samaritean și care este impresionant. Nu-l găsim că a făcut reclamă acțiunilor lui. Și-a păstrat the low profile, să zicem așa. L-a luat pe samaritean, pe cel căzut între tâlhari, s-a îngrijit de el, l-a dus la han și i-a spus hangiului, uite aici, plata pentru ca să stea la tine. Când mă întorc din călătoria mea, o să-ți plătesc tot ce vei cheltui cu el. Dar omul acesta nu cheamă pe prietenul lui să-i spună, uite ce faptă bună am făcut eu, uite ce grozavă-s eu. Omul acesta
rămâne un necunoscut, pentru că nici măcar numele nu ni se dă în Sfânta Scriptură. Domnul spune doar atât. Un samaritean trecea pe drum. Și omul acesta s-a oprit ca să facă bine. Bunătatea noastră, dragii mei, nu trebuie să fie pentru reputație. Dacă facem un bine, Domnul Iisus în predica de pe munte spunea să nu știe stânga ce face dreapta. Și Tatăl vostru care este în ascuns, vă va răsplăti în ascuns. Știu că în urmă cu câtva timp am stat asupra acestui subiect din capitolul 6 din Matei. Când faci milostenie, să nu știe stânga ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Apoi când te rogi, în versetul 6 spune, intră în odăiță, încuie susa și roagă-te Tatălui tău care este în ascuns și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. De asemenea, când postești, în versetele 17 și 18, să nu te arăți că postești oamenilor, ci Tatălui tău care este în ascuns. Și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Noi nu așteptăm o răsplătire aici. Răsplătirea noastră pe care o așteptăm este atunci când vom merge și ne vom întâlni cu Domnul Iisus Hristos. Atunci când vom vedea față în față și dorința mea și dorința fiecare dintre dumneavoastră, cred că este aceasta, că în acele momente să auzim glasul Domnului chemându-ne, vino rob bun și credincios. Ai fost credincios și avem acolo lista lucrurilor în care Domnul Iisus spunea că îi va chema pe ai lui pentru credincioșia lor. Gloria pe care noi trebuie să căutăm în tot ceea ce facem, în tot ceea ce suntem, este gloria lui Dumnezeu. Pentru că El este singurul vrednic de închinare și laudă. Numai El merită închinarea și lauda. În Epistola către Corinteni, în capitolul 10, la versetul 31, Pavel ne spune, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Dragul meu, ori de câte ori ești în fața unui anumit lucru, în fața unei anumite acțiuni, pune-ți întrebarea, oare lucrarea aceasta aduce glorie Tatălui sau nu aduce glorie Tatălui? Oare Dumnezeu este proslăvit prin acțiunea mea sau nu este proslăvit? M-am uitat la aceste roade ale Duhului Sfânt și m-am gândit la un circuit electric. Este sursa și este consumatorul. Și consumatorul nu va lucra, sau e un bec, e un motor, e un alt consumator electric, dacă circuitul nu este continuu. Când se închide acest circuit, becul se aprinde. Noi așteptăm când împingem întrerupătorul sau când switcher în casă să se aprinde becul, da? Dacă circuitul este complet, se va aprinde, dacă nu, nu. La fel este cu roada Duhului Sfânt. Dacă legătura noastră cu Dumnezeu este corectă, dacă umblăm cu El în fiecare zi, dacă trăim cu El în fiecare zi, roada Duhului se va produce în viața noastră. Și așa cum am afirmat la început, noi nu suntem inspectori de roade. Nu ne uităm la alții ce roade produc, nu-i treaba noastră. Cel care ne-a chemat la lucrare, cel în care suntem altoiți, e cel care ne ajută să producem roada. Și El este cel care va inspecta roada noastră într-o zi. Noi suntem chemați să fim producători de roade. Dacă rămânem în Hristos, dacă rămâne cuvântul Lui în El, o să fim oameni care aducem roade. Dragii mei, frați și surori, vreți să lăsați pe Dumnezeu să producă roade în viața noastră? Vrem să facem lucrul acesta? Haideți să ne punem la dispoziția Lui. În fiecare zi, nu doar joia, duminica, în fiecare zi. Pentru că umblarea noastră cu El este, așa cum spun americanii, 24/7, 365. Adică 24 de ore, 7 zile pe săptămână, 365 de zile, plus 1, anii bisecți. Umblarea noastră cu El este permanentă, în fiecare zi. Despărțiți de mine, spunea Domnul Iisus, nu puteți face nimic. Roada noastră nu va fi produsă dacă noi nu suntem în Hristos. Doar în El, roada noastră va fi plăcută lui Dumnezeu.
A doua întrebare care vreau să o pun în dimineața aceasta. Suntem gata? Ești gata să intrăm la acțiune? Suntem gata atunci când se face o chemare să spunem, iată-mă, trimite-mă? Sunt niște întrebări retorice care vreau să le pun în dimineața aceasta, dar importante să le punem la inimă. Apoi, ești gata să riști? Ești într-un cerc de prieteni și se spun niște glume care sunt nepiperate. Ești gata să-ți deschizi gura și să le spui că vorbele lor nu sunt plăcute lui Dumnezeu, nu sunt plăcute Domnului? Și din nefericire, astfel de discuții se întâmplă între frați uneori. Că anturajele noastre sunt de obicei cu cei de asemenea, de aceeași credință. Mai rar ne întâlnim cu cei din lume. Dar chiar și acolo, spre exemplu, am avut un coleg, că acum e în trecut, care obișnuia să vorbească foarte murdar. Și după vreo două, trei interacțiuni de genul ăsta, de câte ori eram eu prezent, vorbirea lui era curată. Adică nu mai folosea acele cuvinte. Noi suntem, dragii mei, chemați să fim lumină și sare în lumea aceasta. Vrei să-ți asumi riscul acesta? Să te simtă oamenii că ești sare, că ești diferit. Să te simtă oamenii că ești lumină și că întunericul este alungat din locul acela și faptele întunericului sunt date pe față. Apoi, ești gata să plătești un preț pentru asta? Dacă ești la lucru și te ridici împotriva unor nelegiuiri, unor lucruri care nu-s corecte, s-ar putea să-ți pierzi din salariu, s-ar putea să-ți pierzi locul de muncă chiar. Ești gata să-ți asumi acest risc de a plăti un preț pentru bunătatea ta, pentru umblarea ta cu Hristos? O altă întrebare, ești gata să duci până la capăt ceea ce ai început? Fiecare dintre noi, în apa botezului, când am făcut legământ cu Domnul, am făcut o afirmație mare care ne afectează toată viața. Atunci când am fost întrebați, până când vrei să ții legământul ăsta? Ce am rostit? Până când? Până la moarte. Deci noi dacă am început să umblăm pe calea aceasta cu Hristos, indiferent de care este costul, indiferent de care sunt riscurile, noi suntem chemați să mergem până la capăt, pentru că El este Cel care în sfârșit, în final, ne va răsplăti pentru lupta noastră, pentru alergarea noastră. Apoi, ești gata să dai toată gloria lui Hristos pentru faptele bune, pentru bunătatea ta, pentru lucrările la care Dumnezeu te-a chemat? Să recunoști că nu meriți altceva decât să se umple față de rușine. Atât. E singurul merit care îl găsim în Scriptură pentru noi, oamenii. În Hristos suntem fiii lui Dumnezeu, care avem asigurată viața veșnică. Ce har măreț! Avem o nădejde și un viitor care a fost pecetului cu sângele mielului, odată pentru totdeauna. Haideți, frații mei, să trăim în așa fel încât Dumnezeu să poată să, într-adevăr, să lucreze prin noi în lumea aceasta. Așa cum Domnul Iisus spunea ucenicilor înainte de a se înălța la cer, mergeți în toată lumea, propovăduiți. Și propovăduirea noastră este prin trăirea noastră, prin umblarea noastră, prin vorbirea noastră, prin felul nostru de a fi. Duhul Sfânt este Cel care produce în noi roada dădătoare de viață. Duhul Sfânt este Cel care ne umple de dragostea lui Dumnezeu, ne dă pacea lui Dumnezeu în inimă, ne dă răbdare și îndelungă răbdare, ne dă bunătate, ne dă bucurie. El este Cel care ne ajută ca să putem să umblăm în căile Lui, în credincioșie. Fie ca Domnul să ne ajute ca să fim niște oameni în care bunătatea Lui Dumnezeu, bunătatea Lui Hristos, bunătatea Duhului Sfânt, roada Duhului Sfânt este plenară, este, aș putea să spun, ne umple viața, ne umple ființa noastră și prin felul acesta suntem oameni care aducem glorie și onoare Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. A Lui să fie slava în veci. Amin.